Este vorba de ansamblul folcloric Roman Alț, înființat în 1991. Tocmai pentru a continua activitatea unui vechi ansamblu existent acolo, alunelul al Casei de Cultură. Este alcătuit din artiști amatori, ansamblul a fost remarcat în primul rând pentru un repertoriu extrem de valoros, bogat și variat, jocuri și cântece, dar și pentru autenticitatea costumelor populare. Ansamblul folcloric Roman Alț al Casei de Cultură Radu Șerban are în componența sa dansatori, soliști vocali, instrumentali, precum și un taraf. Repertoriul include un număr de peste 100 de jocuri tradiționale din Roman Alț, Oaș, Bistrița, Moldova, Bihor, Maramureș, Bucovina, Dobrogea și Muntenia. Călușul, considerat cel mai reprezentativ joc tradițional românesc, poate în rezonanțe în istoria acestui spațiu, prin însă și originea lui tracodacică, este spate, o carte de vizită importantă pentru acest ansamblu. Coreografia este semnată de Cristinel Velea, conducerea muzicală, profesor Daniel Voicu. Așadar, ansamblul Roman Alț din Caracal, le spunem bun venit la Festivalul Cântecele Munților și la Sibiu! Bine ați venit! Viața, pe viața, pe viața, acum să-ți viața, pe 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 viața,
materiale care să vă amintească de participarea la ediția 49 a festivalului Cântecele Munților. Mulțumim foarte mult, aplauze încă o dată pentru călușarii noștri!